Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați domn președinți, distinși senatori și deputați, stimați oaspeți, dragi prieteni, am onoarea și deosebita plăcere să vă salut în acest moment istoric, aici, la Chișinău. Suntem la prima reuniune comună a parlamentelor țărilor noastre. Să știți că îi suntem profund recunoscători României pentru sprijinul continuu și necondiționat acordat Republicii Moldova și în cele mai dificile timpuri. Colaborarea frumoasă și sinceră dintre țările noastre s-a realizat în diverse domenii și la diferite niveluri, până la organizarea ședințelor comune ale guvernelor. Astăzi, cele două parlamente s-au reunit pentru prima dată, pentru a reconfirma și a aprofunda colaborarea și sprijinul reciproc și pe această dimensiune. Dragi colegi, anul acesta România marchează 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Și tot în acest an, mai cu seamă, chiar în săptămâna ce urmează, așteptăm cu mari speranțe și încredere acordarea statutului de țară candidată Republicii Moldova. Alături de valorile frumoase care ne unesc, limba, cultura, istoria, se pare că și unele provocări ne sunt comune. Una dintre ele este justiția independentă și lupta împotriva corupției. Ori, stimați colegi, justiția și afaceri interne a fost ultimul și cel mai complicat capitol în aderarea României la Uniunea Europeană, iar în raport cu Republica Moldova, Comisia Europeană a evidențiat reforma justiției drept una prioritară. Avem multe de învățat din experiența României, atât la capitolul bunelor practici, cât și la cel al lecțiilor învățate, ultimele fiind adesea la fel de importante ca și primele. Țin să vă spun că depunem eforturi semnificative să ne facem tema de acasă pe reforma justiției, astfel încât rezultatele să nu întârzie și să devină pe cât se poate de irreversibile. Am început implementarea unui sistem de vetting, adică evaluarea extraordinară a integrității judecătorilor și procurorilor, cu participarea experților internaționali și cu suportul continuu al Comisiei de la Veneția. Agenda parlamentară pe revizuirea legilor justiției vizează asigurarea unui cadru care să corespundă standardelor europene la capitolul independență, dar cu accent sporit pe responsabilizarea actorilor din justiție, element care practic a lipsit în cel puțin ultimii 20 de ani. Dragi colegi și prieteni, deși suntem la prima reuniune comună a parlamentelor, comisiile juridice ale Senatului României și cea din Parlamentul țării noastre s-au reunit deja de două ori în ședințe comune, una la Chișinău și alta la Iași. Și aici țin neapărat să le mulțumesc colegilor din Senat pentru deschidere și în mod special distinsei doamne judecător constituțional deja, Iulia Scântei, pentru inițierea acestei colaborări frumoase. Sper să continuăm conlucrarea pe platforma parlamentară. Vă mulțumim din suflet, stimați colegi, dragi prieteni, pentru că sunteți avocatul fidel și cel mai de încredere al țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Contăm pe sprijinul vostru și la etapele ce urmează pentru Republica Moldova pe traseul integrării europene, care știm că nu vor fi deloc ușoare. Însă cu voință fermă pentru edificarea unei justiții independente și cu prieteni de nădejde cum este România, suntem convinși că vom reuși. Vă mulțumesc! Doamnă președintă, vă mulțumim!